Păi dacă toată lumea vorbește despre Europa de bine sau de rău după caz, am zis să vă arăt câteva lucruri pe care nu le mai puteți găsi în Europa, doar în alte părți ale lumii. Uite, de exemplu, caii sau măgarii care, uite, buteliile pline cu gaz. Pe nicio stradă din Europa nu o să mai vezi așa ceva. Vă mai arăt. Cafenelele sunt ale bărbaților, femeile au alte îndatoriri. Tocmai s-a votat într-o țară ca Marocul codul familiei Mudawana, îi zice. Uite doar bărbați la cafenea. Mudawana, codul familiei, permite unui bărbat să aibă cel mult 4 neveste. În Maroc, poligamia e legală. Și vă mai arăt, femeile stau la coadă la aur, așa cum stau la vitoane în marile capitale ale Europei. Nu le place să fie filmate. Măgarul ăsta împovărat de greutăți nu-l mai găsești pe străzile Europei și nici pe nenea astea care, uite, vinde găinile astea, dar nu doar că le vinde, le taie, le jumulește și ți le dă aici, pe loc, să le duci acasă. Cu bune sau cu rele, bucurați-vă totuși de Europa. Încă ceva să nu uit, capacul nu rămâne agățat de sticlă.